Ziceam că nu știu dacă se merită până la urmă să bagi bani în cutii. Asta, dacă nu ești un mare bogătan și nu ai ce face cu banii, parcă s-ar merita mai mult să aștepți ofertele de pe store când e reducerea de 33%. Nu cred! No! Oh my god! Hai să rog, băieți, ce faceți? Ziua bună, seara bună, depinde când vă uitați la video ăsta. Data trecută am deschis 40 de cutii, din câte bine mi-aduc aminte. Acum avem de deschis 54 de cutii. Data trecută am încercat, nesperat, să vedem roșu în fața la ochilor, adică să vedem cuțitul ăla cum vine, dar din păcate nu n-a fost să fie. Cine știe, poate de data asta avem mai mult noroc. Așa că hai să lăsăm vorba și să-i dăm drumul. Let's go! Hai să vedem. Deci, și la trecut am început exact la fel, două albe și o albastră. Hai să vedem, hai să facem un pic de speedrun. Două albastre și o albă, ușor, ușor încercăm să urcăm în noroc. O epică. Uite că le luăm așa frumos pe rând, cum trebuie. E bine, hai să vedem, hai. Și acum, legendara, fii atent. Nu știu de ce, nu știu dacă ați observat, dar în anumite cazuri, e așa o mică scânteie mov. Ok. O legendară? De ce nu? Drăguț skin, drăguț. E o anumită scânteie așa mov de acolo și ai impresia că o să vină o epică, dar după aia îți dă mare fail și îți vine o albă. Nu știu, se joacă așa un pic cu sentimentele tale, e destul de interesant. Deci dacă nu-mi pică cuțitul, ultimele 5 cutii le deschid cu cutia pe cap. Nu cu cutie, că n-am cutie așa mare pe aici. Cu o pungă pe cap. Deci dacă nu-mi pică cuțitul până atunci, fii atent. Ăla-i noroc, când îți pică cuțitul cu punga pe cap. Nu știu, frate, o fi de la joc. Uite, vezi exact ce am zis. Dați înapoi pe video. E o mică scânteie mov acolo și pe aia albă. Nu știu de ce. Dar dacă te uiți atent, poate dacă dai în slow motion, gen 0.25 în video ăsta, o să vezi că nu îi așa la fiecare case opening. Doar la unele îți dă așa o mică tentă de scânteie mov. Și după aia tot albă sau albă să vină. Nu știu ce. Poate să random chestiile astea, cine știe. Ok, another one, and another one, let's go. Oh, drăguț. Banner pe Bangalore, frumos, frumos. 39 de cutii de deschis în continuare, hai să vedem. Bă, nu știu. 54 de cutii am deschis. Și ne-au picat doar două legendare până acum. Oare cum aș putea să zic că pică din 10 în 10 cutii legendară? Nu știu, dar neapărat dacă se merită. Uite, vezi, iară, scânteia mov îți dă impresia că faci un charge pentru epică și după aia nu. Ia de aici albă, frate. E destul de dubios. Ziceam că nu știu dacă se merită până la urmă să bagi bani în cutii. Asta, dacă nu ești un mare bogătan și nu ai ce face cu banii, parcă s-ar merita mai mult să aștepți ofertele de pe store când e reducerea de 33%. Nu cred! Avem cuțitul, fraților. Man, avem cuțitul. Dude! Mamă, ce frumos. Stai să dau webcam-ul la o parte, să nu mai, gata, spre urât pentru cuțitul ăsta. Uite-te la frumusețea asta, fratele meu.
Cuțitul cel mare, 500 de euro, fraților. 500 de euro avem acum în mână. Mai spunem ceva, te rog frumos. Mai spunem ceva dacă poți. Mai are rost să deschizi celelalte cutii? Mă piși pe ele. Ce mai vrei mai mult decât un cuțit de 500 de euro pe joc? Mă rog, 500 de euro ar fi valoarea lui maximă, prin faptul că se zvonește, acum nu știu sigur dacă e o informație sigură, că în caz că nu-ți pică până la a 499-a cutie, a 500-a cutie din joc o să-ți pice cuțitul, pentru că se gândește și ei, bă, prea și-a bătut joc de tine, norocul și soarta. Hai să-ți-l dăm deja. Ai băgat 500 de euro în joc. Ia cuțitul de aici, sărăchie de om. Știi? Dar nu știu din a câta cutie ne-a picat. Numărați voi câte case opening-uri am făcut până acum pe canal. O să dăm rapid un normal, boys, ca să vă arăt cuțitul ăsta genial. Acolo nu va, nu știu dacă o să mai pun pe video restul cutiilor de, nu știu, 30 ceva de cutii pe care le-am deschis. Nu știu neapărat dacă mai are importanță, din câte mi-aduc aminte o pic numai câteva epice. Deci poate că n-ar fi neapărat să mai pun. Dacă suntem mai retu. Ok. You're gonna die, bro! Ar trebui să pun o modalitate prin care să poți să-ți blochezi caracterul pe care vrei să îl joci când joci random solo queue, parcă așa se numește. Pentru că e foarte enervant, guys. Deci eu vreau să joc, să zic, Watson sau Rhett, da? Vreau doar Rhett să joc. Ăsta e main-ul meu și am eu chef atunci. Nu știu, se spune că am o misiune de făcut pe Rhett, da? Și mă trezesc că un neapărat dobitoc, că poate și el are aceeași misiune de făcut tot cu Rhett, știi? Dar mă trezesc că o altă persoană îmi fură caracterul și eu sunt nevoit să ies din meci. Mie mi se pare că ar fi neapărată nevoie de treaba asta să poți să blochezi caracterul pe care vrei să-l joci, știi? Nu știu. Eu cred că ar fi o idee foarte bună pentru nou sezon sau pentru viitor. Așa că, ce să zic? Doamne ajută, cine știe? Poate, poate. Ce sunt foarte curios. Se zvonește de ceva vreme că o să bage Phil și Don Phil. Nu știu, mie mi se pare o idee foarte tare. Efectiv, frate, vrei să joci singur? Ok. Lasă omul să joace singur dacă vrea să joace singur, știi? Da, și cam așa se vede. Cam așa se vede cuțitul, guys. Din păcate nu vă pot arăta și cum îs armele în jocul ăsta, pentru că ghiși ce, nu vrea să-mi dea o armă. Dar uite că s-o gândi mai bine și aparent mi-a dat o armă. Well, guys, mersi fain că ați fost pe acest video. Vă respect foarte mult pentru activitatea din ultima vreme de pe canal. Și ce să zic, sper să ne vedem curând pe live-uri, pe alte video-uri. Nu știu cum vom mai face case opening-uri, pentru că deja avem cuțitul. Parcă țelul nostru principal s-o cam dus. Dar cine știe, vin eventuri noi, facem case opening-uri pe eventuri noi sau de ce nu poate le facem fix pe live. Eu vă respect foarte mult și nu uitați de un like și un comentariu, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Fiecare like și fiecare comentariu și că pui o inimioară și chiar dacă par gay, e ok. Deci pe mine mă ajută să boostez video-ul ăla mai sus în recomandate. Acolo
vocea mea a dat mare fail, așa că vă respect foarte mult și dacă sunteți drăguți, puteți să dați și un share la video ăsta și noi ne vom vedea pe un nou live sau un nou video data viitoare. Pa, pa!